ziua tuturor. Mi-am făcut notițele de print pe care l-am primit acum mai multe săptămâni. Acum văd cartea, e foarte frumoasă. Am să încep pentru că suntem presați de timp. Patru lucruri vreau să vă spun. Am să încep în ordinea scurtimii cu ele. Ceva despre vechea ediție a Filocaliilor, realizată de părintele Dumitru Stăniloae. Ceva despre actuala ediție a Georgetei Anca Ionescu. Un cuvânt scurt despre meritul acestei ediții și un argument neașteptat în favoarea acestei ediții asupra Filocaliilor pentru lumea modernă. Ediția lui Dumitru Stăniloae. Dumitru Stăniloae a început să publice această traducere a Filocaliilor, care reprezintă o traducere din greacă, integrală față de originalul grec care a apărut în 1782 la Veneția, adăugită de părintele Stăniloae cu texte care nu se află în originalul din 1782, dar o ediție care în sine este remarcabilă și merită să o aveți în bibliotecile dumneavoastră, pentru că ea este însoțită de notele lui Dumitru Stăniloae. Notele lui Dumitru Stăniloae arată două lucruri. Unu, arată cultura acestui mare promotor al ortodoxiei, care era o cultură ecumenic-creștină, sursele lui, în condițiile în care el a fost un apărător și un promotor al ortodoxiei, adică nu era un catolicizant sau un protestantizant, el a rămas în interiorul ortodoxiei, dar se vede sursele lui că erau protestante și catolice, se vede acolo prezența marilor teologi ai secolului 20, pe care părintele Stăniloae îi știa în original și din care, polemic sau în construcție, umăr la umăr, luminat textele asceticii creștine răsăritene într-un fel care face de neocolit ediția în 12 volume pe care Humanitas de altfel a reeditat-o. Ce a făcut Georgeta Anca Ionescu? După părerea mea a făcut un lucru improbabil, pentru că foarte greu de făcut și excepțional de util. Să manevrez 12 volume este în sine dificil, dar vă spun, nu uitați de faptul că trebuie să le aveți în bibliotecă, pentru că oricând trebuie să aveți basul, vocea de bas continuu a lui Dumitru Stăniloae în notele de subsol pe care le-a făcut la Filocaliile. Ele sunt inconturnabile. Dar ce a făcut indispensabil este că Georgeta Anca Ionescu este că a reușit cu adevărat să facă o sinteză a celor 12 volume. Dacă mi-ar fi spus că se înhamă la așa ceva, i-aș fi spus: Anca, e cu neputință, las-o baltă. A făcut-o, este de necrezut că i-a ieșit acest lucru. Vă spun cu toată admirația pe care o declar public față de ea. A făcut imposibilul. Nu poți să faci așa ceva. Ea a făcut. Și mai mult, a făcut-o într-un fel care este formidabil de inteligent. Am cuprins-o. Eu aveam multe să vă spun, să știți, dar n-am destul timp la dispoziție. Ea n-a făcut pur și simplu extrase ca să obțină un fel de potpurii al acestor texte din ascetica creștinismului răsăritean. Nu, n-a făcut deloc asta. A construit o carte care are o structură metafizică și religioasă perfect conturată. Și în interiorul acestor etape pe care am să vi le expun, a adunat texte din
cele 12 volume din Filocalii. Este de necrezut, vă spun, ca unul care le-a citit pe alea 12 sau aproape, nu complet, și a parcurs acest volum. Este absolut formidabil ce a făcut încă. Structura e următoarea. A făcut un soi de indice tematic și tipologic al textelor din cele 12 volume. Și ele au o introducere și o coda. Introducerea este o rugăciune, cum se și cuvine. Coda este o mare laudă adusă creației și lui Dumnezeu. Și între introducere, care e o rugăciune, și final, care este o laudă a lui Dumnezeu, cu un text formidabil pe care a știut să-l găsească a lui Calist, dacă nu mă înșel, și care aduce urechii cultivate în cultura europeană sunetele din cântecul soarelui a Sfântului Francis din Assisi, între avem următorul lucru. Avem texte care descriu creația, texte care îl descriu pe Dumnezeu, texte care descriu lumea în care omul trăiește, texte care descriu omul în arhitectura lui. Sunt capitolele 5, 6, 7, 8, 9 și 10. Dar ce face omul cu lumea și cu el însuși? Și Anca a adunat texte despre discernământ și despre duhuri. Pentru că discernământul, în mod esențial, este darul deosebirii duhurilor. Deosebești dracii de îngeri și inspirațiile care vin de la ele. De-aia ne dă Dumnezeu discernământul, pentru a avea accesul la discernerea duhurilor. Și după aceea ne referim, Anca a selectat pentru noi, fundamentala distinție între bine și rău. După care urmează capitolele 14, 15, 16 și care sunt virtuțile și viciile. După care urmează texte despre războiul nevăzut, care este viața omului, dacă se ia în serios. Apoi urmează două texte, 19 și 20, despre credință. Apoi despre Scriptură. În cele din urmă despre înțelepciune, pentru că ce faci cu Scriptura dacă nu urmărești ceva? După aceea sunt texte despre rugăciune, despre natura Sfântului Duh și după aceea urmează regalele 26, 27, 28, texte despre viața îmbunătățită, despre îndumnezeirea omului, dacă încă o dată se ia în serios și se pune în binomul esențial care este creator, creatură. Urmează capitolele 29-33, care sunt dedicate lui Hristos, care este Dumnezeu întrupat. Și în cele din urmă este lauda. Este încheierea, care este un cânt de laudă adresat întregii creații cosmosului, lui Dumnezeu, lumii lui și așa mai departe. Deci Anca a realizat un lucru remarcabil. Te felicit din toată inima. Ce înseamnă asta? Înseamnă că cele 12 volume stau în bibliotecă cu acest volum pe care Georgeta Anca Ionescu l-a conceput. Unul nu se elimină pe celălalt. Și unul este ghidul religios și metafizic pe etapele pe care le-am enumerat în cele 12 volume pe care ni le-a dăruit în limba română Dumitru Stăniloae. Șapo. Vreau să vă mai spun ceva. Două minute vă spun ceva. La ce folosesc filocaliile astea, domnule? Păi folosesc, reiau vorba pe care am folosit-o, vă folosesc dacă vă luați în serios. Există o variantă pentru om să nu se ia în serios. Și atunci ce înseamnă să nu se ia în serios? Înseamnă să se distreze cu el însuși. Asta înseamnă să se distragă de la el însuși. Dar dacă omul se ia în serios, atunci are ce face cu filocaliile. Filocaliile, îmi vine să spun, sunt un cifru de lectură a felului în care omul se poate lua în serios și, dincolo de această înțelegere, cifru de lectură, este un repertoriu de operații
condiții mentale, sufletești și, în fine, să spun, și fizice, la care poate recurge omul care se ia în serios. Compendiul pe care l-a făcut, tipologic pe care l-a făcut Anca, vă ajută foarte mult la ambele. Și ca cifru de lectură, și ca mod de operare asupra voastră înșine. Și încă o dată, este remarcabil cum nu a contrazis deloc deplinătatea operatorie și hermeneutică pe care le oferă cele 12 volume. N-a lăsat pe din afară nimic decât, și pentru asta cele 12 volume sunt inconturnabile, notele de subsol ale părintelui Stăniloae, care sunt ele însele o operă remarcabilă. Dar la ce mai ajută filocaliile pentru noi care suntem crescuți în cultura română? Ca să înțelegem de unde vine, și fiți atenți ce formulare folosesc, să înțelegem de unde vine solul nutritiv al imaginilor pe care le-a folosit Mihai Eminescu în poezia lui. Toți criticii sunt de acord că Mortua Est reprezintă un punct de trecere între Eminescu tânăr și Eminescu matur. Acolo se vede, în Mortua Est, cum coexistă imaginile standard romantice, care pot fi și ale lui Bolintineanu, de imaginile care sunt numai ale lui Mihai Eminescu și despre care te poți întreba care este sursa culturală care le explică. Răspunsul l-a dat nu un român, pentru că noi suntem prea lipiți de această realitate. L-a dat un italian, Rosa del Conte, care a scris în 61 sau 62 o extraordinară monografie despre Mihai Eminescu și în care prima identifică acest fond. Este cultura română de până la 1830 cu acea limbă. Este o cultură neoplatonică, patristică și fundamental religioasă. Dovada că așa este a adus-o un mare medievist român, Alexandru Elian, care, știind de faptul că Moses Gaster și-a făcut cele două lucrări, și cea din 1883, Literatura populară română, și Crestomația, în două volume publicate la Leipzig din 1892, le-a făcut și cu manuscrise care i-au aparținut lui Eminescu, manuscrise și cărți rare care erau toate din zona patristică. Deci, ca să închei, există un fond care explică natura neoplatonică, patristică, bazată pe lumină, pe incandescențe, pe diafanități, care ține de mistica luminii răsăriteană și care vine din acest fond pre-1800 al culturii noastre. Ei bine, filocaliile au fost traduse de Dumitru Stăniloae într-o limbă care vine din acea cultură. Dacă Eminescu s-ar întoarce astăzi, el care deplângea ruptura în evoluția lingvistică a limbii române prin abandonarea surselor patristice ale culturii religioase ale limbii române, ar fi identificat în limba pe care a folosit-o reluarea acestui fir. Vă mulțumesc!